Serviciul Județean Anticorupție Giurgiu a marcat astăzi cei 11 ani de activitate ai Direcției Generale Anticorupție. La evenimentul festiv au participat reprezentanții ai Inspectoratului Școlar Județean, ai instituțiilor prefectului și ai autorităților publice locale și județene. Acțiunea s-a desfășurat în sala de festivități a Școlii Academician Marin Voiculescu din municipiu. La această reuniune ocazionată de ziua aniversară Direcției Generale Anticorupție. A devenit un obicei pentru Serviciul Județean Anticorupție și pentru instituția prefectului, partenerul nostru, să ne întâlnim cu dumneavoastră cei mai meritoși elevi a acestui județ în anul 2016. Sunteți elevii care ați adus premii la concursurile naționale și acest lucru nu face decât să ne bucure și să ne dea garanția că școala Giurgiuveană produce an de an performanță. Câți copii sunt aici, la câți olimpici? Am senzația că ar trebui să schimbăm numele școlilor din Giurgiu. Ar trebui să nu le mai zicem școala generală numărul 8, 10 și așa mai departe. Ar trebui să zicem școala olimpică numărul 8, școala olimpică numărul 10 și așa mai departe. Să știți că voi aveți tot ce vă trebuie ca să fiți niște mici genii de când vă nașteți până hăt departe, până unde vreți voi. Vă nașteți cu absolut tot ce vă trebuie ca să fiți niște oameni de succes. Eu vă doresc să fiți niște oameni de succes la toate etapele vieții, la toate examenele pe care le veți da de acum încolo. Și pentru că este o acțiune sub egida Direcției Generale Anticorupție, vă doresc să fiți cât puteți voi de corecți. Aceste materiale promoționale care au fost acordate elevilor au constat în table de șah, în carnețele, pixuri, cât și alte materiale promoționale, bineînțeles, toate inscripționate cu mesaj preventiv. Spuneți-mi despre câți copii este vorba. Da, este vorba de 23 de elevi, atât de la ciclu gimnazial, cât și de la cel preuniversitar, de la Liceul Teoretic Nicolae Cartojani, Tiu Maiorescu din Mihăilești, Școala General numărul 8 Academician Marin Voiculescu, cât și de la alte școli. Se împlinesc 11 ani de activitate. Ținem pe această cale Serviciul Județean Anticorupție Giurgiu să vă mulțumim și dumneavoastră, mass mediei giurgiuvene, pentru faptul că ne-ați sprijinit în a promova, în mediatiza activitatea atât de prevenire cât și de combatere a corupției în rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne. În cadrul activității, 23 de elevi care au obținut medalii la olimpiadele și concursurile naționale desfășurate în anul 2015 au fost premiați. Nicolae Daniela Gabriela, de la Liceul Tehnologic Tiu Dumitrescu Mihăilești, având ca profesor îndrumător pe doamna profesor Petcu Marioara, a obținut la disciplina religie ortodoxă premiul 3. Nicolae Daniela, ești trecut acolo. Popa Ioana, de la Liceul Teoretic Nicolae Cartojan, profesor Gemescu Mariana, ca îndrumător, mențiune la disciplina pedagogie. În finalul activității au fost acordate diplome de excelență unor cadre didactice și funcționari din instituția prefectului pentru sprijinul acordat în promovarea instituției.